După 195 de ani, sabia lui Tudor Vladimirescu a fost adusă la Târgu Jiu. Sute de elevi au venit încă de la deschidere să vadă arma revoluționarului, obiect de tezaur național. Sabia a fost adusă cu escorta jandarmeriei și este valuată la peste 200.000 de lei. Majestate, mi-am luat îngăduința să vă prezint un erou din războiul ruso-turc, Tudor Vladimirescu. Bine ai venit! Noroc! Bine v-am găsit! Sabia a fost realizată la Damasc în 1972 și a fost dăruită lui Tudor Vladimirescu de țarul Rusiei. Trăim un moment istoric când sabia lui Tudor Vladimirescu se întoarce la Târgu Jiu după 195 de ani. Obiectul a fost asigurat și se află sub pază permanentă. Deschiderea expoziției coincide cu prima zi din săptămâna altfel și sute de elevi au venit să vadă sabia eroului național. Foarte frumos. Nu mi se cred că încă poate fi văzută. E foarte veche. Veche și lucrată cu filigranul, am înțeles, argint. Aur, argint. Da, aur și argint. Era cel mai valoros, da? Aurul și arginul. Printre vizitatori s-a aflat și Nicolae Mischie, fost președinte al Consiliului Județean Gorj. Această sabie are o semnificație deosebită. Aceasta este sabia mântuirii neamului românesc. Până duminică, autoritățile din Târgu Jiu se așteaptă la peste 5.000 de vizitatori și iau în calcul să solicite găzduirea permanentă a sabiei, deținută acum de Muzeul Național de Istorie din București.